v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi vom cânta! De dansat, rămâne voi să decideți dansați sau nu. Am găsit această carte, se numește Flautul Fermecat. E o poveste de Mozart scrisă pe înțelesul copiilor, așa scrie aici, uite. Flautul Fermecat, minunat ilustrată de Ludwig Glaser-Nodet, este o carte în care celebra partitură compusă de Mozart este povestită înțelept celor mici de către pedagogul muzical Ingrid Lesser Matesus. Când Soferl, de fapt o cheamă Sofia, trece pe lângă teatru, aude o muzică frumoasă. Cât de mult și-ar dori să poată merge la operă. La premiera Flautului Fermecat. Pentru a-și putea plăti biletul, Soferl vinde mere în fiecare zi. În ziua premierei îi mai lipsește doar un bănuț, iar spectacolul e gata să înceapă. Din fericire, domnul Mozart o descoperă pe micuța vânzătoare de mere și o ia cu el în teatru. Cortina se ridică, iar pe scenă prinde viață povestea magică a Flautului Fermecat. Sunteți curioși? Eu deja sunt curioasă, deși eu deja am citit povestea. Acum haideți împreună. Flautul Fermecat. Soferl locuiește în Viena și se numea de fapt Sofia. Chiar dacă abia începuse să meargă la școală, trebuia să își ajute familia să câștige bani. Așa că în fiecare zi ducea înapoi clienților cămășile pe care mama ei le spălase și le curățase cu o zi înainte. Pe drumul spre casă trecea pe lângă teatrul Volks, de pe strada Widen. Ori de câte ori putea, trecea pe lângă teatru. De cele mai multe ori, prin ferestrele deschise, răsuna o muzică minunată. Atunci, Soferl se așeza pe trepte și începea să asculte pătrunsă de acordurile fermecate. Aici, Soferl, fetița, stă pe treptele teatrului, ascultând muzica din ferestre care iese, da? Azi, acolo discutau doi bărbați. Deci, Mozart, spuse cel mai mare dintre cei doi, trebuie să termine în sfârșit. În 2 luni e premiera și încă mai lipsesc porți importante din muzica ta. Da, da, mârâie cel mic. Mai întâi scrie tu o poveste cum trebuie și după aceea o să pot compune și eu bine. Cei doi se urcară într-o trăsură și plecară. Cine au fost oamenii ăștia? Și despre ce premieră o fi vorba? Se miră Soferl. Abia acum observă ea toți oamenii adunați în jurul unui afiș vorbind agitați. Ce scrie aici? Întrebă fetița înghesuindu-se în față. Un bărbat amabil îi citi. Flautul Fermecat. O operă mare în 2 acte. Premiera e în 8 săptămâni. Intrarea la ora 7. Locurile în picioare costă 6 creițari. Flautul Fermecat. Sună foarte misterios, oftă Soferl visătoare. Ce frumos ar fi dacă aș putea merge și eu acolo. Dar familia ei pur și simplu nu avea bani pentru teatru. Voi vinde mere în fața teatrului. Așa am să strâng până la premieră cei 6 creițari. A doua zi își așeză coșul la intrarea spre scenă. Nu dură mult timp și veniră doi bărbați, care cărau după ei o ladă grea din lemn, împingând-o în teatru. Din ladă se auzeau zgomote ciudate, de parcă ar fi fost acolo mii și mii de clopoței. Bărbații, transpirați, cumpărară de la Soferl 2 mere proaspete. Fetița rădea de bucurie. Deja câștigase 2 feningi. Acum o trăsură plină ochi apăru zdruncinându-se peste pietrele pătrate ale pavajului. Oh! Strigă vizitiul și opri caii. Din trăsură coborâi o doamnă distinsă.
De îndată, spre ea se grăbiră câțiva bărbați ca să o ajute să descarce. Asta merge la atelier, le strigă femeia muncitorilor, și asta la croitorie, iar pachetul ăsta trebuie să ajungă la tâmplărie. Totul dură destul de mult. În cele din urmă, femeia luă ea însăși ultimele două cutii mari. Acum am terminat, spuse ea. Dar Soferl mai descoperi acolo o cutiuță într-un ungher al trăsurii. Sări repede înăuntru și apoi din nou afară. Priviți aici, ați uitat ceva. Să o duc eu pentru dumneavoastră? Întrebă ea zeloasă. Femeia încuvință, recunoscătoare, și înainte ca Soferl să-și dea seama ce se întâmpla, ele pășeau prin intrarea din spate și se găseau deja în teatru. Uite aici, Soferl găsește cutia, iar aici, doamna distinsă, intră împreună cu ceilalți muncitori și deja împreună și cu Soferl în teatru. Soferl mergea în urma doamnei, cu inima bătându-i cu putere. Se grăbeau prin coridoare lungi, până când ajunseră într-un atelier mare. Dintr-o dată, un monstru imens își întinse capul spre ele. Soferl sări speriată într-o parte. Nu trebuie să-ți fie frică de acest șarpe, râse femeia. Este doar din lemn și sârmă. Câțiva bărbați încercară să miște animalul cu niște pari lungi. Văzându-i, lui Soferl îi veni să râdă ușurată. Doamna plecă grăbită mai departe și fetița o urmă în a doua încăpere. Aici, niște cusătorese brodau cu mult sârg nenumărate costume colorate. Femeia puse cutiile pe masă. Doamnă și Haneder, întrebă una dintre cusătorese, au fost livrate de această dată și celelalte perle din sticlă? Trebuie în sfârșit să terminăm cu brodatul rochiei reginei nopții. Premiera flautului fermecat se apropie din ce în ce mai mult. Atunci Soferl luă cutiuța din mână și o deschise. Strigă ea încântată. Pietrele străluceau minunat. Uite, asta e pentru tine, spuse doamna și Haneder amabilă și îi dărui lui Soferl o piatră strălucitoare. Pentru că ai fost foarte drăguță și m-ai ajutat. Inima lui Soferl bătea cu putere de atâta bucurie. Ah, mulțumesc! Șoptia fericită. Aici vedem șarpele și rochia reginei nopții, iar aici Soferl cu cutiuța pe care a luat-o din trăsură, plină cu mergele și perle strălucitoare. Și primește și ea una pentru gestul ei frumos. De atunci înainte, Soferl mergea zilnic la teatru. Și la cât de mulți oameni intrau și ieșeau de acolo, nu trecu mult timp până când își vându toate merele. Astăzi, un domn își cânta partitura la flaut, mereu și mereu de la capăt. Când își deschise fereastra, ea văzu cum își punea un tub lung din lemn de-a curmezișul pe buze. Muzica era atât de ușoară și de frumoasă încât Soferl nu se putu abține să danseze. Dintr-o dată, veniră în goană trei copii. Ei râdeau și dansară o vreme împreună cu Soferl, până când se deschise o fereastră și un bărbat îi certă. Grăbiți-vă! Audițiile au început de mult! Soferl era încântată și puțin geloasă. Chiar și copiii aveau voie să joace la operă. Aici domnul care exersează cântând la flaut și copiii care dansează pe muzica lui. Așa. În sfârșit, sosise ziua cea mare. Azi era premiera. Soferl nu trebuia să mai vândă decât un singur măr. Apoi avea toți banii necesari pentru intrare. De jur împrejur era o forfotă imensă și nimeni nu o mai lua în seamă pe micuța vânzătoare de mere. Imediat începe spectacolul, se gândi ea disperată, iar eu nu am un bilet de intrare. Soferl începu acum să plângă în hohote.
Ce se întâmplă, micuțo?" întrebă o voce plină de compasiune. Sofer clipi printre lacrimi și îl recunoscu pe domnul Mozart, compozitorul operei. Chiar dacă era foarte grăbit în acea seară importantă, el ascultă povestea despre vânzarea merelor și despre pfeningul lipsă. Atunci se întâmplă ceva incredibil. Domnul Mozart o luă pe Sofer de mână și o duse cu el teatru. "Mărul ăsta tânăr are nevoie de un loc bun," strigă el și îi făcu semn cu mâna unui bărbat. "Distracție plăcută," îi ură domnul Mozart și după aceea dispăru imediat. Bărbatul o conduse pe Sofer pe niște trepte înfricoșătoare. După aceea deschise o ușă invizibilă care ducea la un balconaș. Mai întâi fetița fu orbită de lumina a sute de lumânări, dar după aceea privirea ei se obișnui și putu vedea în uriașa sală a teatrului. Aici toată lumea se grăbește să intre deja în teatru pentru că începe premiera, iar aici Sofer este luată de Mozart și condusă în teatru. Vă imaginați? Sofer, care vindea mere ca să poată ajunge la teatru, a fost luată de către Mozart, compozitorul operei, și i s-a dat cel mai bun loc. Fantastic! Eu zic minunastic, chiar. Sofer se uită la o cortină roșie, brodată cu aur. Încă era coborâtă. În fosa orchestrei se găseau multe portative, două timpane mari și un clavecin, și o ladă pătrățoasă cu clape și clopoței. "Aha, asta e cutia muzicală," spuse Sofer. Într-un colț se afla o vioară uriașă. Un bărbat se așeză lângă ea și o făcu să scoată, pișcând-o, niște sunete bombănitoare. Din ce în ce mai mulți muzicieni își aduceau instrumentele înăuntru și se așezau la locurile lor. Sofer numără 4 viori mari diferite, 2 mici pe care le ții la bărbie, una pe care o prinzi între picioare și una mare la care se cântă din picioare. Între timp veniseră și toți suflătorii și începură să cânte cu toții. Instrumentele de suflat din lemn erau nazale și cotcodăceau cât cuprinde. Instrumentele de suflat din tablă claxonau metalic. Era o gălăgie de nedescris, fiindcă fiecare cânta pe limba lui. Din toate acestea, Sofer auzea plautul. Dar unde era melodia frumoasă de atunci? Printr-o ușă laterală își făcu apariția domnul Mozart, iar muzicienii se ridicară de la locurile lor. Publicul aplaudă. Domnul Mozart se înclină în fața spectatorilor și se așează solemn la clavecin. Muzicienii începură să cânte. Sofer își ținea respirația. Asta era muzica ei. Recunoștea câteva dintre melodii. Mama ei îi explicase că acest preludiu, în care sunt cuprinse toate melodiile importante și care sunt astfel prezentate publicului, se numește uvertură. Uvertură. Când dispăru și ultimul sunet, se ridică imediat cortina și începu povestea. Să vă arătăm. Aici Sofer stă pe locul de cinste, de onoare și foarte special, ca un oaspete special, așa cum a zis Mozart. Iar aici este toată orchestra. Ei, vedeți? Se ridică cortina, începe spectacolul, fim atenți! Pe scenă alerga prințul Tamino, înspăimântat printr-un peisaj lugubru. Era urmărit de un șarpe uriaș. Țineți minte șarpele care l-a văzut Sofer în atelier? El este. Disperat, încercă să ucidă monstrul, însă din nefericire nu mai avea săgeți. Sofer l-ar fi dorit să-i strige că nu trebuia să se teamă. La urma urmei văzuse chiar ea că acel șarpe era construit numai din lemn și din sârme.
Dar la operă nu aveai voie să strigi, așa cum făceai la teatrul de păpuși. Aoleu, acum prințul leșinase din cauza spirieturii. Dintr-o dată apăruse însă trei doamne și îl salvaseră. Ele erau slujitoarele reginei nopții, care ucideau monstrul cu sulițele lor din argint. Apoi dispărură din nou. Voiau să-i povestească reginei nopții despre acel tânăr. Aici prințul care a leșinat și șarpele, uriaș, iar în copac cele trei zâne care l-au ajutat. Pe când Tamino își revenea treptat, un bărbat pasăre, așa un pic ciudat, îmbrăcat cu niște pene colorate, sări prin peisajul lugubru. Pe spate purta o colivie mare. Sofirl rămase mirată. În ea dădeau din aripi păsări adevărate. Bărbatul cânta vesel dintr-un fluieraș de păstor. Fiindcă era într-o operă, se prezenta cântând o arie. Numele lui era Papageno. Se ocupa cu prinderea păsărilor și o slujea pe regina nopții. De drept simbrie primea pâine și vin. Când văzu șarpele mort, acel individ obraznic pretinse că, în realitate, el a ucis balaurul. Sofer era indignată, doar nu aveai voie să înșeli. Aici omul pasăre care zicea că el este cel care a doborât acel șarpe. Dar este adevărat? Cine a doborât șarpele? Corect, Tamino a fost ajutat. La fel gândeau și cele trei doamne și, ah, ele intrară din nou în scenă. Drept pedeapsă îi închiseră gura lui Papageno cu un lacăt din argint. De această dată, drept simbrie, primi apă și pietre. Acum se încheiase cu minciunile lui. Și nici nu se mai poate certa cu domnul Mozart, se gândi Sofer, care îl recunoscuse desigur pe domnul și Haneder drept Papageno. Însă ele îi aduceau lui Tamino un dar din partea reginei, imaginea unei fete foarte frumoase. Era Pamina, fiica reginei nopții. Tamino se îndrăgosti nebunește de ea, însă atunci află ceva înfiorător. Pamina nu era acasă la mama ei, vrăjitorul cel rău, Sarastro o răpise. Uite aici. Aici Papageno cu lacătul la gură, iar aici prințul Tamino care primește fotografia de la cele doamne a prințesei și a fiicei reginei nopții, Pamina. Să vedem ce merge mai departe. Spectacolul e întoi. Dintr-o dată se auzi un tunet puternic, iar Sofer se prinse speriată de scaunul ei. Își făcu apariția misterioasa regină a nopții. Rochia îi era presărată cu acele perle din sticlă strălucitoare din care avea Sofer una în cutia ei de comori. Stăpâna plutea pe o semilună argintie în mijlocul a nenumărate stele. Jeluindu-se, îl rugă pe Tamino să îi elibereze fata și să îl captureze pe Sarastro, vrăjitorul cel rău. Nobilul prinț promise îndată să o salveze pe Pamina. Soferl se temea puțin. Oare avea să fie Tamino suficient de curajos încât să-i țină piept vrăjitorului cel rău? Și cum aveau să ajungă până acolo cei doi? Iar mai departe, ce s-a întâmplat cu Pamina, ce s-a întâmplat cu Tomino, aflăm data viitoare. Eu vă zic să vă abonați ca să știți când apare și cea de-a doua parte, să puneți like și să distribuiți această poveste. Eu vă spun pa, pa și pe curând! Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup!
Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi continuăm să citim din cartea Flautul Fermecat. Aflăm cum se termină opera Flautul Fermecat și ce viitor o așteaptă pe Sofer. Haideți să ne facem comod și să aflăm... Haideți găsim unde noi am rămas. Uite aici. Noi am rămas la momentul în care apare Regina Nopții și îl roagă pe Tamino să o elibereze pe fiica ei, Pamina. Așa. Cele trei doamne îi dădură jos lui Papageno lacătul și îi porunciră să îl însoțească pe prinț. Ca să nu li se întâmple nimic pe parcursul periculoasei călătorii spre vrăjitorul cel rău, Tamino primi un flaut fermecat, iar Papageno niște clopoței magici. Trei băieți urmau să îi călăuzească pe drumul spre palatul lui Sarastro. Tamino și Papageno porniră la drum. Acum cortina se lasă în jos. S-a terminat deja? Se miră Sofer în timp ce se ridică dezamăgită. Însă toți ceilalți oameni rămaseră locului. Sofer se uita mirat împrejur, după care se așeză și ea la loc, puțin sprijinită. Aici Tamino primește flautul, iar Papageno primește clopoței. Nu dură mult timp, apoi cortina se ridică din nou. Povestea se derula acum mai departe în palatul lui Sarastro. Pamina se afla într-o cameră strălucitoare. Un paznic fioros o păzea. Acesta se numea Monostatos. Acum intra dintr-o dată Papageno. Își urmase pur și simplu simțurile și dăduse de Pamina, din pură întâmplare. Monostatos se sperie teribil când îl zări pe Papageno. Nu mai văzuse niciodată un astfel de om pasăre ciudat. Nici Papageno nu se simțea mai bine. Nu mai văzuse niciodată un paznic atât de fioros. Amândoi o luară la fugă. Soferl și ceilalți spectatori râdeau de se prăpădeau. Aici Papageno a intrat în camera unde se afla Pamina. Apoi Papageno își înfrânse teama și se furișă înapoi la Pamina. Îi spuse că este mesagerul mamei ei și că prințul Tamino s-a îndrăgostit de ea și că este pe drum într-acolo ca să o elibereze. Atunci și Pamina se îndrăgosti de nobilul prinț, deși nu-l văzuse niciodată. Papageno se întrestă peste măsură. Voia și el să se îndrăgostească și să-și găsească o iubită. Împreună cu Pamina, el cânta un duet emoționant despre drag. Spectatorii erau încântați și Sofer l-aplauda. Aplauda până când începură să o mănânce palmele. Papageno și Pamina au hotărât să fugă de Sarastro. Se furișoară de acolo în liniște. Aici, Papageno vorbește cu Pamina și îi spune de prințul care vine să o elibereze. Dar atenție, îl vedeți? El ascultă. Oare ce o să fie mai departe? Între timp, cei trei băieți îl conduseră pe Tamino la templul lui Sarastro. Sofer îi recunoscu pe tovarășii ei de dans. Înapoi! Răsună prin teatru un clip în care Tamino dădu să pășească în templul înțelepciunii. Din templu a ieșit un preot și explică de ce îl respingea atât de categoric. Lui Sofer nu-i venea a crede ce află acum. De fapt, Sarastro este regele înțelepciunii și al luminii. Cea rea este regina nopții. Voia să conducă ea însă și împărăția luminii. Sarastro nici nu o răpise pe Pamina. El o salvase din fața propriei sale mame. Când află Tamino una ca asta, voi să treacă de partea bunului Sarastro. Dorea să o ia de soție pe Pamina. Însă pentru că ei să poată trăi fericit în împărăția soarelui, el trebuia să treacă de câteva probe complicate, iar Papageno avea să îl ajute. Ce deznodământ!
Aici e Tamino, care se întâlnește cu un preot care îi dezvăluie că, de fapt, Sarastro nu este cel rău. Sarastro este regele luminii. Cearea este regina nopții, de fapt. Și pe prinț îl așteaptă acum câteva încercări. Tamino încă nu o găsise pe Pamina. Oare avea Pamina să îl audă dacă va cânta la flautul lui fermecat? S-a gândit atunci Tamino. În acea clipă, din flaut izvorâ o melodie, la uzul căreia chiar și cele mai sălbatice animale se îmblânziră și o ascultară. Dar ce era asta? Soferul ascultă cu atenție. Fluierul de păstor al lui Papageno îi răspundea flautului fermecat. Oare cum avea să o găsească în sfârșit Tamino pe Pamina lui? Dar Tamino fugi în direcția greșită. Stai! Îi scăpă lui Sofer, fiind foarte agitată. Fata își duse mâna la gură rușinată, dar nimeni nu o auzise. Doar domnul Mozart se uita râzând spre ea. Aici Tamino cântă la flautul fermecat și toate animalele s-au îmblânzit. Doar că Tamino fuge să o caute pe Pamina într-o direcție greșită. Să vedem dacă ajunge într-un final. Papageno și Pamina se năpustiră pe scenă. Erau urmăriți de soldații lui Monostatos, care descoperiseră că ei scăpaseră. Mai țineți minte când stătea în templu acolo Monostatos și a ascultat? Păi iată, acum se ține de urma lui Papageno și Pamina. În disperarea lui, Papageno își aminti că a primit ce? Clopoței de argint. În clipa în care răsunară clopoței, puternici și mari lor urmăritori începură dintr-o dată să danseze și să cânte în cor. Sună minunat! Sună foarte, foarte frumos, spuneau ei. Ceea ce era atât de comic încât se cutremură tot teatrul de râsul spectatorilor. Soferl era însă foarte atentă și observase că nu Papageno cântase melodia fermecată, ci că șezuse cineva la cutia muzicală și apăsase acolo pe clape. Aici urmăritorii dansează pe melodia clopoțeilor pe care îi are cine? Papageno. Între timp, soldații lui Sarastro îl descoperiseră și pe Tamino și îl luaseră prizonie. Îl aduseră pe scenă, iar atunci Pamina și Tamino se întâlniră pentru prima dată. Cei doi se prinseră fericiți de mâini. Înțeleptul Sarastro îi permise acum străinului să treacă prin câteva încercări, pentru ca ei să se căsătorească și să trăiască fericit. Soferul era foarte emoționată. Oare avea să treacă Tamino de grelele încercări? Se lăsă însă din nou cort. Publicul aplaudă. Era pauză, iar unii dintre spectatori se ridicară și ieșiră. Alții își scoteau mâncarea pe care și-o aduseseră de acasă. Soferul descoperi că și ei îi fiorăiau mațele. Ce bine că mai avea un măr. Țineți minte, rămăseseră cu un singur măr și avea nevoie ca să intre și să-și cumpere bilet, să vândă ultimul măr. Mânca acum mărul și se gândi, ce gustos e! Aici momentul când se întâlnesc cei doi și dacă vedeți, este și regele luminii. Vedeți? Vedeți? Frumos, haideți să vedem mai departe. Deci, Soferul mănâncă mărul, cortina e dată jos și e pauză. Vedem ce se întâmplă mai departe. Cortina se ridică din nou. Sarastro era adus pe scenă într-o caleașcă luxoasă, însoțit de preoți. Împreună cu regele, aceștia cereau ajutorul zeilor pentru ca Pamina și Tamino să treacă de încercări cu bine. Prima sarcină era, indiferent ce se întâmplă, trebuie să taci. În timp ce Tamino și Papageno treceau prin încercare, Pamina aștepta în grădină. Atunci apăru regina nopții, spumegând de furie. Ea îi ordonă acum Paminei să îl ucidă pe rege.
În aria sa, regina amenința că își va renega propria fică. Muzica suna astfel încât lui Sofer i se făcu pielea ca de găi. Atunci veni Sarastro, iar Pamina ceru îndurare pentru mama ei. Însă regele o liniști. În împărăția lui nu exista răzbunare, ci doar dragoste și iertare. Aici vine Sarastro împreună cu preoții pe acea caleașcă luxoasă, iar aici e Pamina care se întâlnește cu mama ei, regina nopții. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Între timp, cele trei femei încercară să îi facă pe cei doi să vorbească, pentru că cele trei erau slujitoarele cui? A reginei nopții, și ea nu vroia ca ai cei doi să se căsătorească. Cât de urât, spus Sofer. Ele au reușit în cazul lui Papageno. În schimb, Tamino rămase neclintit. Chiar și când Pamina fu adusă în templul încercărilor, el nu scoase niciun cuvânt. Tamino trecu proba cu bine, dar sărmana Pamina credea acum că el nu o mai iubește. Cântă despre asta o arie sfâșietoare, iar Sofer se întristă. Lui Papageno îi erau cam indiferente toate aceste probe. El își dorea un singur lucru, o tovarășă de viață. Așa că își scoase din nou clopoței și, într-adevăr, apăru ca prin magie o femeie, doar că în fața lui se afla o bătrână în niște haine zdrențuroase, ea nefiind deloc pe gustul lui Papageno. Apoi bătrâna își aruncă hainele, iar în fața lui Papageno apăru Papagena, doamna visurilor sale. El dori să o ia imediat în brațe, dar se auzi un tunet teribil și Papagena dispăru. Aici Tamino și Pamina, iar aici Papageno care se întâlnește cu Papagena. Dar despre ce tunete e vorba? Hai să vedem. Pamina era în continuare foarte trist. Cei trei băieți o asigurară că Tamino o iubea. Trebuia doar să treacă proba tăcerii, de aceea nu vorbise cu ea. Pamina înțelese acest lucru și hotărâ să își ajute alesul inimii la ultimele două probe. Băieții o conduseră acum pe Pamina la Tamino, în templul încercărilor. Acolo ei trebuiau să treacă de un câmp plin cu foc arzător. Din templu se auzeau zgomotul focului și urletele furtunii. Din fericire, Tamino avea la el plautul lui fermecat, da, care se auzea peste toată urgia aceea infernală. Foarte clar și limpede se auzea plautul. Asta o liniști cât de cât și pe Sofer. Cei doi vor reuși până la urmă, își spuse ea în gând, plină de încredere. Și într-adevăr, cei doi ieșiră din templu nevătămați, ca mire și... Aici ei intră în templu, în templul plin de foc și furtună, iar aici ei ies împreună ca mire și mireasă. Dar ce se întâmplase oare cu Papageno? El era foarte trist, fiindcă viața fără Papagena nu îi mai oferea nicio plăcere. Mai apărură încă o dată băieții și îl sfătuiră să scoată la iveală din nou clopoței. Și într-adevăr, Papagena a apărut din nou. Cei doi erau în culmea fericirii și se îmbrățișa. Ei își imaginară cât de frumos avea să fie cu o mulțime de papageni și papagene alături. Sofer era mulțumită. Totul e bine când se termină cu bine. Însă atunci apăru încă o dată regina cu oamenii ei, cu mare gălăgie ieșind de sub scenă. Pur și simplu nu se putea abține să facă un rău. Acum, regina nopții dorea să-l ucidă ea însăși pe Sarastro. Dar el apăru măreț și strălucitor
și îi izgoni odată pentru totdeauna cu un tunet impunător pe acei tovarăși răi ai întunericului. Opera se termină, iar publicul era încântat. Oamenii îi răsplătiră pe muzicieni cu ropote prelungite de aplauze. S-a terminat opera, dar nu și povestea. Aici cele două cupluri, Papageno și Papagena și Tamino cu Pamina. Iar aici, momentul când apare Regina Nopții, și sus, după cum îl vedeți, este și regele Sarastro, care, printr-un tunet, a făcut așa încât să îi izgonească odată pentru totdeauna pe oamenii, slujitorii și pe Regina Nopții. Și povestea noastră, adică opera, se termină cu bine. Să vedem cum se termină și povestea. Soferl era complet uluită de muzică și știa cu siguranță un lucru. Voia să cânte și ea la teatru, la fel ca și ceilalți copii. De aceea, ea îi spuse bărbatului care venise să o scoată din sală: trebuie neapărat să mai vorbesc o dată cu domnul Mozart. Este foarte important. Bărbatul crezu că cei doi se cunoșteau și o aduse pe Soferl repede la garderobă, unde domnul Mozart și domnul Schikaneder sărbătoreau reușita premierii operii lor. Tinere măr, ți-a plăcut? Exclamă domnul Mozart. A fost minunat! Izbucni Soferl. Și eu aș dori să cânt la teatru. Atunci arată-ne ce poți, zâmbi domnul Schikaneder. Soferl simți că era foarte cald de la atâta emoție. Spre norocul ei, își aminti melodia clopoțelului pe care tocmai o auzise mai devreme și poezia despre măr pe care i-o spusese mama ei. Atunci își strânse tot curajul și începu să cânte. În micul meu merișor, totul e foarte vesel. Acolo sunt trei odăițe, la fel ca într-o casă. În fiecare dintre ele locuiesc doi sâmburei. Ei stau acolo, negri și simpatici, și visează la soarele cel mare. Vocea lui Soferl era limpede și clară. Domnul Schikaneder și domnul Mozart aplaudară încântați. Desigur că nu voiau să renunțe la o voce atât de bună pentru corul lor de copii. Soferl putea cânta deja la prima reprezentație a corului. Era oare adevărat? Copleșită de fericire, merse țopăind spre casă. Trebuia să povestească foarte multe. Aici micuța Soferl, cu coșul în care avea mere deja gol, iar aici și Schikaneder și Mozart o ascultă și o aplaudă. Iar noi închidem cartea și eu vă spun mulțumesc că ați ascultat și ați audiat împreună cu mine această poveste. De fapt, e vorba de o operă scrisă de Mozart, dar adaptată maxim posibil pentru copii, și e cumva o incursiune pe care o facem pentru copii în lumea operei, a baletului, a teatrului mare. Dacă v-a plăcut această poveste, puneți like, distribuiți neapărat și abonați-vă la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela. Desigur, și pe Facebook ne găsiți, suntem la fel Trupa Planeta Clownela, iar pe Instagram suntem Clownela. Vom fi tare bucuroși să știm că sunteți alături și dacă vă place ceea ce facem noi aici, Planeta Clownela, ne puteți susține devenind patronii noștri. Iar dacă doriți să faceți o donație unică, aveți nevoie de datele cardului nostru bancar. Scrieți-ne un mesaj, iar noi vă dăm această informație. Vă mulțumesc enorm de mult că sunteți aici alături de mine și de noi. Blautul fermecat a fost povestea pe care am citit-o împreună. Acum eu vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Vă aștept neapărat și la o nouă poveste, la Povești cu Clownela. Pa!
să citim o poveste. Uitați-vă! Am aici, este o serie mai lungă cu Tilda Șoricela. Am două cărți. Este aici cartea Tilda Șoricela, Magie de Crăciun, dar e o carte destul de mare. Nouă ne-a plăcut foarte mult. Apropo, cartea asta o am de la prietena mea, Melisa. Te salut, Melisa! O am de la Crăciunul trecut, dar noi nu am reușit să ne întâlnim de atunci. Și se primește că noi, cartea este încă la mine. Deci e tare simpatică pentru că este în așa format, parcă e o căsuță. Vedeți? Uh-huh. Aici este imaginea, din partea asta eu citesc. Este o istorioară care se întâmplă în sătucul Tildei. În ajun de Crăciun, de la poștă, dispare ștampila de Crăciun și fără de ștampilă nu au cum ajunge scrisorile la Moș Crăciun. Și toată povestioara asta este despre cum află ei cine a furat ștampila și de ce și cum ei soluționează în cele din urmă. Tilda Șoricela, Magie de Crăciun. O puteți pune în lista cadourilor pentru cei dragi. Dar voi citi din această carte, tot cu Șoricela Tilda, doar că se numește Păturica Prieteniei și cartea o am de la bibliotecă și pentru că expiră timpul și trebuie să o duc înapoi la bibliotecă, am zis să citesc din această carte. Deci, sătucul dintre dealuri ascunde secrete foarte mari. Haideți să vedem despre ce secrete este vorba. Ne facem comod și să ascultăm povestea dăruită de Andreea pentru toți copiii. Era o dimineață minunată de toamnă. Soarele prietenos trimitea razele sale aurii către sătucul dintre dealuri, iar peste toate casele domnea încă liniștea. Tilda Șoricela abia se trezise când, deodată, a auzit o bătaie puternică la ușă. Oare cine o fi? Se întrebă Șoricica albă ca neaua, aruncând o privire spre ceasul din bucătărie. Și să vină în vizită chiar așa de devreme? Era Mira, Șoricica gri de la poștă, care ținea în mână un ziar. Pentru că locuia sub căsuța poștală a magazinului din sat, Mira afla prima noutățile de fiecare dată. Ai aflat, Tilda? A strigat Mira entuziasmat arătându-i prietenii ei ziarul. Ce bine că te-am găsit acasă, n-o să-ți vină să crezi ce articol a apărut! Ia privește! I-a spus Mira, tare entuziasmată. Tilda și-a invitat prietena în casă. Este foarte devreme și presupun că nu ai apucat să iei micul dejun. Hai mai întâi să mâncăm și să bem o cană mare de cacao cu lapte. Abia pe urmă mă voi uita peste acel articol atât de extraordinar, a spus Tilda. Mira n-a apucat să mai zică ceva că Tilda a și aranjat masa și a încălzit o cană de cacao cu lapte delicioasă pentru prietena ei. Apoi, Tilda a început să citească articolul scris cu litere mari chiar pe prima pagină, în timp ce Mira amesteca nerăbdătoare în cană și o aștepta să termine de citit. Un concurs important se va desfășura. A început Tilda să citească cu voce tare în timp ce încerca să ghicească despre ce era vorba. În satul lor se organizau des concursuri, așa că până aici nu era nimic nou sub soare. Doar că, de data aceasta, concursul nu era pentru cine gătește cea mai bună prăjitură sau cea mai gustoasă marmeladă. Ai văzut? Primarul împreună cu organizatorii concursului vor acorda premiul cel mare persoanei care va realiza cel mai frumos obiect cusut manual. La acest concurs sunt invitați să participe toți locuitorii satului nostru. Înscrierile se fac la sediul primăriei până cel târziu mâine la prânz. Tilda. După ce Tilda a terminat de citit anunțul, ochii ei au început să strălucească de entuziasm. Clar, ne înscriem și noi! A exclamat Tilda plină de bucurie, abia stăpânindu-și nerăbdarea. Evident, a răspuns Mira plină de zel. Avea un zâmbet mare pe față căci ea era tare pricepută la cusut. Mira era pricepută la cusut, iar Tilda era cu ideile, ați înțeles voi, da? În plus, știa și să croșeteze și să brodeze. La astfel de activități era mereu cea mai bună. Și
cum cei pasionați de cusut și brodat erau foarte puțini în sătucul dintre dealuri, Mira avea acum în sfârșit șansa de a demonstra cât de pricepută era. Tilda s-a bucurat foarte mult pentru prietena ei. Deja era sigură că Mira va câștiga marele premiu. Asta nu însemna totuși că Tilda nu intenționa să participe la concurs. Până la urmă, nu se știe niciodată. În plus, ca în orice competiție, exista și un premiu pentru locul al doilea. Deci, Tilda participă și ea în concurs. Hai să vedem ce se întâmplă mai departe. Cred că merg cu tine până în sat, s-a hotărât Tilda. Mai am nevoie de ață și de câteva ace de cusut, i-a spus ea Mirei. Și-a luat repede șarfa, geanta și umbrela și a ieșit grăbită din casă. Cred că toată lumea din sat a citit deja despre concurs și vrea să cumpere cele necesare. Iar la magazin, probabil, s-a adunat multă lume. Hai mai repede, Mira, poate apuc să cumpăr și eu câte ceva, a grăbit-o Tilda pe șoricica gri. Cele două prietene au ieșit din grădină strecurându-se în viteză pe sub poartă. Ei, nu-ți faci atâtea griji, a liniștit-o Mira zâmbind. Nu uita că eu locuiesc acolo și știu mai bine cum e, a adăugat ea în timp ce se îndreptau spre Aleea Florilor. Însă Tilda avusese mare dreptate. În magazin era, într-adevăr, mult. Da, multă lume! Toți vecinii din sat voiau să cumpere lucruri necesare pentru concurs, iar rândul se formase până la ușa magazinului. Ultimul care tocmai se așezase era chiar Rupi, cel mai bun prieten al Tildei. Ea a rămas tare uimită când l-a văzut, pentru că niciodată nu-și imaginase că ariciul ar putea fi interesat de obiecte lucrate manual. Rupi! L-a strigat Tilda. Ce faci aici? Nu știam că știi să coși. Nu știu să cos, a răspuns Rupi timid, dar m-am gândit să particip și eu la concurs ca să câștig măcar experiență. Tilda l-a încurajat și l-a lăudat pentru decizia lui. Ceilalți sunt și ei pe aici? L-a întrebat ea curioasă. Rupi a ridicat din umeri. Știu că veverița Enia și-a terminat cumpărăturile în urmă cu o jumătate de oră. Cam de atunci stau și eu la rând, iar cintezoiul Robin a spus că nu participă, sau cel puțin așa mi-a zis mie. Înțelegi ce vreau să spun? Da. Tilda înțelegea exact ce voia să zică Rupi. Deși erau toți prieteni foarte buni, fiecare participa pe cont propriu, fiind un concurs. Să vedem dacă până la urmă participă ei pe cont propriu, așa-i? După ce s-a întors acasă, Tilda a stat puțin și s-a gândit cu ce ar putea participa. Ce lucru ar putea coase și să fie câștigător? Ca să aibă inspirație, a început să caute materialele potrivite. A deschis toate dulapurile din casă, scotocind prin toate rafturile. Lua fiecare haină și bucată de material și le analiza, imaginându-și cum le-ar putea asorta mai bine. A găsit o cămașă albastră mare, veche, a unchiului Hupi. Cămașa nu avea guler, în schimb avea un imprimeu foarte frumos cu buline mici. Căutând în continuare prin dulap, Tilda a mai găsit o față de pernă galbenă cu trandafirii roșii, care avea o gaură în colț. Tilda căuta răbdătoare prin fiecare colț din dulap. Iar la final, pe masa din bucătărie, se adunase o mare grămadă de bucăți de material de toate culorile și cu tot felul de modele. Tilda s-a uitat la ele, le-a măsurat, s-a gândit și la un moment dat i-a venit o idee fantastică. Voi coase o față de masă, a exclamat ea fericită. În afară de faptul că poate acoperi o masă, ea mai poate fi folosită ca păturică de stat pe iarbă. Va fi foarte frumoasă și foarte practică, a zis Tilda, plină de entuziasm, și s-a apucat îndată de lucru. Cum credeți? Ce mai urmează? Urmează și partea a doua a poveștii. Dar până atunci, voi puteți să vă gândiți. Da, puteți face exerciții de imaginație. Puteți
când mergeți la culcare să vă gândiți, oare ce o să facă șoricica Tilda? Cum o să arate această față de masă? Ce vor face ceilalți? Cum lucrurile vor ajunge într-un final și cine? Dar oare cine va câștiga premiul cel mare? Da, vă puteți gândi și să vă setați alarma pentru data viitoare ca să urmăriți și cea de-a doua parte din Tilda Șoricela, Păturica Prieteniei. Până atunci, eu vreau ca voi chiar acum să puneți like sau inimioară. Like sau inimioară? Hai inimioară! Hai să văd! Inimioare, inimioare, inimioare! Vreau inimioare la această postare și vreau chiar acum să îi scrieți Andreei la mulți ani! Să vadă Andreea câți prieteni am eu aici care urmăresc poveștile și câți prieteni îi spun Andreei la mulți ani. Hai, că este foarte, foarte plăcut să citim comentariile voastre de la mulți ani și cu urările voastre calde. Așa că rapid, rapid scriem: Andreea, la mulți ani, să crești mare, să fii fericită, să ai o copilărie frumoasă, iubi, la mulți ani! Iar Andreea împreună cu mama ei și cu tatăl ei cu siguranță vor citi fiecare comentariu. Apropo, Andreea împreună cu familia ei sunt și patronii noștri. Vă invităm și pe voi pe platforma patreon.com/clounela. Uite, acolo puteți deveni și voi patronii noștri și să aderați la un grup secret, privat, pe Facebook, unde noi mai comunicăm și unde noi o să ne vedem foarte, foarte curând cu toți prietenii. Așa că patreon.com/clounela. Vă invităm cu drag să fiți patreonii noștri, să susțineți proiectele noastre și să ne încurajați să mergem mai departe ca să ne întâlnim într-o bună zi pe adevăratele și să facem mare gălăgie și evenimente frumoase. Eu vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Până data viitoare! Andreea, te-am pupat! La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Mua! Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clounela! Acum haideți repede despre poveste. Tilda Șoricela și Păturica Prieteniei. Am citit prima parte și apropo, dacă nu ați ascultat prima parte, vă invit să puneți pauză și mergeți să ascultați prima parte pentru că e o poveste foarte, foarte interesantă. Am rămas la momentul în care Tilda a găsit multe hăinuțe, o cămașă, o față de pernă prin dulap și s-a gândit ea să facă o față de masă. Hai să vedem ce se întâmplă într-un final și despre ce Păturica Prieteniei este vorba. În zilele care au urmat, toți prietenii din sat au fost foarte ocupați. Lucrau de zor și cu maximă concentrare, pregătindu-se pentru concursul care se apropia. Bineînțeles că fiecare își realiza planul acasă la el, separat de ceilalți. Veveritele lucrau în locuința lor din copac, costând bucăți de material albastre, verzi, galbene și roșii, iar Rupi meșterea în căsuța lui, care se afla cu două etaje mai jos. Toți tăiau, croiau și coseau în mare grabă. Mira, care era foarte pricepută la cusut, era de asemenea foarte concentrată. Avea spor și cosea mai repede ca niciodată. Liniștea așternută peste sătu era întreruptă din când în când de un țipăt. Era cintezoiul Robin, care cosea și el și câteodată își prindea aripioara în mașina de cusut. Iar de jos, din mușuroiul cârtețelor, se auzea continuu zgomotul mașinilor de cusut, semn că și ele erau foarte, foarte ocupate. Deși fiecare își vedea de treabă, atmosfera din sătucul dintre dealuri era tare încordată. Prietenii se pândeau unul pe celălalt, urmăreau să vadă dacă cineva folosea atât de o culoare specială, ori trăgeau cu ochiul unii la ceilalți să observe dacă cineva avea bucăți de stofă deosebită, cu vreun model nemai întâlnit. Ori trăgeau cu ochiul unii la ceilalți să observe dacă cineva avea bucăți de stofă mai deosebit. La fel ca fiecare dintre prietenii ei, Tilda lucra singură la fața de masă.
La un moment dat și-a amintit de Rupi și și-a dat seama că nu știa ce obiect pregătește acesta. Așa că s-a gândit să îi facă vizită celui mai bun prieten al ei, aritul Rupi. Când a ajuns în fața casei lui, Tilda a rămas uimită când a văzut că toate perdelele și jaluzelele erau trase complet. Rupi! Rupi! Ești acasă? Sunt eu, Tilda. Astăzi e miercuri și ar trebui să bem un ceai și să mâncăm împreună o tartă delicioasă. Ai uitat? După ce a așteptat o bucată de timp, fără să se întâmple nimic, Tilda a auzit în sfârșit cheia răsucindu-se în ială. Apoi a văzut cum ușa se deschide foarte puțin, cât să se zărească doar nasul lui Rupi. A, tu erai. Ceaiul de miercuri de la tine. Da, așa e, doar că eu nu am deloc timp acum. Mai bine amânăm pentru săptămâna viitoare, a? Ce zici? Păi, ce să zic, fie cum vrei tu, a răspuns Tilda, încercând să privească prin ușa întredeschisă și să vadă la ce lucrează Rupi. Însă n-a putut să vadă nimic. Mult succes ție, Tilda! Pa! I-a urat Rupi, după care a plecat fuga fugulita înapoi în casă. Ce secretos mai e și aritul ăsta, își spuse Tilda când a ajuns acasă. În timp ce se gândea la Rupi, Rupi cel secretos, aritul Rupi, a început să sune telefonul. Bună, Tilda, a auzit ea în receptor. Sunt Mira, te-am sunat pentru că mâine e joi, iar joia tu vii mereu la mine ca să bem ceai împreună, nu-i așa? Da, așa e, a răspuns Tilda foarte încântată. Sau vin să văd obiecte lucrate manual, a adăugat ea amuzată. Uite, tocmai de asta te-am sunat, a zis Mira. La mine este foarte dezordine și nu cred că reușesc să fac curățenie cum trebuie până mâine. Crezi că am putea face o excepție de data asta și să ne întâlnim la tine acasă? Ar fi în regulă pentru tine, Tilda. Auzind propunerea Mirei, Tilda a simțit că devine brusc agitată și că îi tremură urechiușele. Dragă Mira, eu am impresia că tu vrei să mă spionezi, a răspuns ea ușor deranjată de propunerea Mirei. Și ce dacă? Și tu ai vrut să faci același lucru acasă la Rupi, s-a apărat Floricica Gri. Da, așa e, însă el nu și-a dat seama de asta. Cred că cel mai corect ar fi să ne reluăm întâlnirile la ceai după ce se termină concursul. Ce părere ai tu, Mira? Da, cred că e o idee bună, a răspuns Mira amuzată. Apoi i-a urat Tildei mult succes la concurs. Înțelegeți ce se întâmplă? Prietenii ăștia fac toți ceva acasă și se ascund în căsuțele lor și prietenia lor este pusă pe un cântar și ar putea să scadă, ar putea să sufere prietenia lor. Dar să vedem într-un final ce se întâmplă. Și iată că a venit, în sfârșit, ziua mult așteptată. Toți cei înscriși la concurs erau acum adunați în fața primăriei, care era împodobită foarte frumos ca de sărbătoare. Tilda, Mira, Rupi, Enia, Gemini, Amy și Ernie și, desigur, Robin aveau în mână câte o tacă. Fiecare își ținea strâns pachetul și toți se uitau unul la altul curioși și nerăbdători în timp ce pășeau în sala de festivități a primăriei. Toată lumea era emoționată și niciunul nu dorea să fie primul ca să prezinte celorlalți ce a pregătit pentru concurs. Însă juriul trebuia să vadă fiecare obiect în parte ca să poată decide cine e câștigătorul. După câteva minute de liniște, în care toată lumea ezita să aibă inițiativă, Rupi și-a desfăcut cu grijă pachet. A scos obiectul și l-a întins pe covor, ca cei de față să poată vedea ce a pregătit. În acel moment, sala a fremătat de uimire. Chiar toată lumea a cusut o față de masă? A întrebat Tilda uimită. Sigur că da, a răspuns Enia. Este un obiect care odată pus pe masă schimbă aspectul întregii camere.
Da, și se poate folosi și ca păturică de stat pe iarbă, a completat Mira. Și este pur și simplu practică, a adăugat și Robin, mândru de fața lui de mată. În plus, este și frumoasă, a aprobat Tilda uitându-se la fața ei de mată. Înseamnă că sunt prea multe fete de masă în concurs, de aceea niciunul dintre noi nu va câștiga locul întâi, a constatat Ruby. Toți cei de față au aprobat. În plus, își desfăcuseră pachetele și fiecare putea să vadă acum ce au pregătit ceilalți pentru concurs. Cu toții erau de acord că, deși munciseră foarte mult la ele și erau foarte frumoase absolut toate, nici o față de masă nu era de fapt perfectă și nu merita să câștige concursul. Fața de masă a lui Rupi, spre exemplu, era prea verde. Cea a gemenilor era cusută strâmb, iar a lui Robin avea prea multe modele diferite. În schimb, fața de masă a Mirei avea prea puține modele. A Ednei era prea mică, iar Tilda cususe una prea mare. Deși fiecare era special în felul ei, fețele de masă arătau ca adevărat minunat, doar când erau așezate una lângă alta. Vă gândiți și voi la ce mă gândesc și eu? A întrebat Tilda entuziasmată. Înțeles ce fac ei acum? Le coasem pe toate și facem o față de masă mare! Pentru toți! Au zis Amy și Ernie. Iar la final va ieși o pătură mare, mare și frumoasă, a spus Mira nerăbdătoare. Așa că n-au mai stat pe gânduri și au trecut la treabă. Au întins fețele de masă pe covor, le-au aranjat una lângă cealaltă astfel încât să se asorteze perfect și le-au cusut repede pe toate. Iar când au terminat, au ieșit la plimbare pe aleea florilor, arătând tuturor pătura cea mare, de care erau tare mândri. Mai ales că lucrase împreună la ea și fiecare contribuise cu ceva. Concursul a fost câștigat de doamna Lebădă, care cususe o rochie de vară minunată, cu broderii din dantelă fină și mătase specială. Deși nu au obținut primul loc, Tilda și prietenii ei au câștigat ceva cu mult mai de preț. Ce-au câștigat? Au câștigat prietenia. Acest concurs a fost o ocazie care i-a apropiat și mai mult. Iar de acum înainte, de fiecare dată când vor merge la picnic și se vor așeza pe păturica lor, cea mai minunată păturică din lume, își vor aminti de această zi specială. Mai mult decât atât, pătura le va aminti mereu că vor rămâne prieteni pentru totdeauna și că nimic nu îi va despărți vreodată. Uite, asta a fost povestea cu Tilda Șoricela, păturica prieteniei. Vă zic că cu Șoricela Tilda puteți găsi mai multe cărți. Eu, de exemplu, o am și pe Tilda Șoricela Magie de Crăciun. Foarte bună, o găsiți prin librării, am văzut-o. Așa că puteți să puneți ochiul pe ea și să o luați pentru cineva drag, de exemplu. Acum să revenim la cadoul nostru. Avem aici cadoul de la Anthos și ne gândim să facem în felul următor. Vom face o extragere. Ce trebuie să faci tu pentru asta? Distribuie neapărat public această poveste, da? Apasă butonul distribuie și asigură-te că nu este doar pentru prieteni, dar este public pentru absolut toată lumea, ca să putem verifica că ai făcut distribuirea și ca povestea noastră să ajungă la cât mai multă lume. Și scrie la comentarii, să scrii, hai așa, atunci când spun produs de igienă personală, la ce te gândești tu? Ce înseamnă un produs de igienă personală? Scrie la comentarii, distribuie și pune like neapărat la această poveste, iar în câteva zile noi vom afla la cine merge acest cadou minunat de la Anthos. Adelina, Daniel, eu vă pup tare, 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 tare și vă îmbrățișez și abia aștept să mâncăm clătite sau să facem săpun. Vedeți și voi, dar abia aștept să vă văd și să vă îmbrățișez. Vă spun pa, pa, la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! Bine v-am găsit și un salut!
Vă iubesc, vă ador, vă pup! Mua! L-ați prins? Foarte bine! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi avem o poveste plină de învățăminte, o poveste pentru copii pe care eu țin neapărat ca fiecare copil să o asculte împreună cu părintele și să discutați ce le-a auzit în această poveste. E o poveste cu regele Solomon și doi frați și un oraș. Cartea este de la editura Cartea Copiilor, iar cartea o am de la librăria Cartego. Așa. Și eu cred că este momentul potrivit să începem să o lecturăm împreună. Haideți să ne facem comod și să înceapă povestea. Odată, de mult, peste orașul Ierusalim domnea înțeleptul rege Solomon. Ridicase în oraș un templu minunat, care devenise pentru poporul său un loc deosebit și sfânt. Zi de zi, regele primea oameni la palat, îi îndruma pe aceia care îi cereau ajutorul și îi judeca pe aceia care încălcau rânduielile. Aici orașul Ierusalim și oamenii care vin în templu ca să primească ajutor, un sfat sau care sunt judecați pentru că au încălcat anumite reguli. Într-o zi, dinaintea regelui veniră doi frați. Tatăl lor murise de puțină vreme, iar ei porniseră gâlceavă pentru pământul rămas moștenire. Neizbutind să se înțeleagă, cei doi frați voiau ca măritul Solomon să-i sfătuiască. După rânduială, pământul ar trebui să fie al meu, a zis fratele cel mare. Cinstit e să-mi primesc și eu partea, a strigat celălalt. Înțeleptul rege îi ascultă o vreme cum se ceartă. Frații, înfuriați, strigau unul la altul tot mai tare până când regele, într-un sfârșit, a ridicat mâna în semn de liniște. O să vă spun o poveste, a zis el. O poveste de acum multă, multă vreme. Dinainte ca orașul să fie aici, dinainte ca vreun templu să fie înălțat pe aceste meleaguri. Și iată ce poveste le-a spus Solomon. Aici avem cei doi frați, au intrat în templu, așa arată templu pe dinăuntru. Din păcate nu-l vedem aici pe Solomon, dar haideți să vedem mai departe. Cu multă vreme în urmă, valea unei ape șerpuia pe pământul mărginit de dealuri la răsărit și de mare la apus, iar pe malurile înalte ale râului se legăneau de o parte și de alta livezi de măslini și migdali. În capătul văii, unde albia se încolăcea pe după un deal pietros, se aflau două sate mici, fiecare dintre ele o grămăjoară de colibe albe din piatră și îngrădituri pentru animale. În lunca dintre cele două sate, pământul, numai bun, bogat și gras, era muncit de doi frați. Cel mare trăia în satul din luncă, aflat în susul câmpului pe care îl împărțeau, iar cel mic în satul din vale, din josul câmpului. Între sate erau două cărări, una care mergea peste deal, iar alta care o lua prin vale, străbătând pământul celor doi frați. După cum vedem, cele două sate, așa, și râul care curge și dealul care desparte cele două sate. Mergem mai departe. Toamna, după primele ploi, fiecare dintre frați își aducea măgarul și împreună arau și semănau. Iarna, semințele încolțeau și creșteau până primăvara, când vârfurile spicelor de grâu se umflau și se coceau, făcându-se aurii până la începutul verii. Apoi, frații veneau cu secera și retezau spicele, treierau grânele și adunau boabele aurii. Când toată munca lor era gata, numărau sacii de grâne și împărțeau frățește, câte jumătate fiecăruia.
De exemplu, dacă au strâns 20 de saci, câți saci la fiecare? Unul ia 10 și celălalt ia 10. Tot jumătate lua fiecare și din paiele rămase, bune pentru așternutul animalelor. Grâul aveau să-l macine ca să aibă făină pentru pâine, dar o mică parte o păstrau mereu ca să aibă ce să semene data viitoare. Apoi, toamna venea din nou și se făcea vremea să întoarcă iarăși țarina. Și astfel trecură mulți, mulți ani. Ați înțeles ce se întâmpla? Deci aici, în imagine, avem cei doi frați. Ei împreună aveau grijă de pământ. Ei împreună secerau, ei împreună trăierau și adunau boabele în saci. Totul făceau împreună. Și grâul adunat îl împărțeau fix la jumătate. La un frate jumătate și la celălalt frate jumătate. Și așa făceau, an de an, multă, multă vreme. Dar ce se întâmplă mai departe? E foarte interesant. Fiți ochi și urechi. Fratele cel mare se însură și în curând casa i se umplu de copii. Dar partea lui de recoltă îi ajungea mereu cât să iasă din iarnă. Așa că fratele cel mare trăia mulțumit. Fratele mai mic rămase holtei. Unii spuneau că nu găsise nevastă potrivită, alții că îi plăcea să-și ducă traiul în liniște. Oricum ar fi fost, și el era mulțumit cu recoltele lui. Într-o vară, ca niciodată, se făcură foarte, foarte multe grâne. După multă muncă, frații își puseră mulțumiți la adăpost recolta bogată. Câte 20 de saci fiecare. Dacă fiecare are câte 20 de saci, înseamnă că în total au strâns câți saci? Ia scrieți-mi la comentarii. 20 de saci și încă 20 de saci. Împreună fac cât? Aștept răspunsurile voastre la comentarii. Într-o clipă de răgaz, după ce își terminase de aranjat sacii în ambar, fratelui cel mare îi zbură gândul la fratele său mai mic. Frumos când o să aibă, ia să vedeți. Aici fratele mare, căsătorit, copii, aici grânele, măgarul. Și iată ce gând i-a venit fratelui cel mare. Eu sunt binecuvântat, ca în familie, își spuse el. Când o să fiu bătrân, copiii o să aibă grijă de mine. Dar bietul meu frate nu are pe nimeni, așa că de pe acum trebuie să pună deoparte pentru bătrânețe. Are mai mare nevoie de grânele acestea decât mine, s-a gândit fratele mai mare. La lăsarea întunericului, încărcă 3 saci de grâu pe spinarea măgarului și porni cu el în sus, pe cărarea din deal, coborând apoi spre satul fratelui său de pe partea cealaltă. Cerul era acoperit de nori în noaptea aceea. Nici luna, nici stelele nu iluminau cărarea, dar el știa drumul atât de bine încât ar fi putut să-l străbată cu ochii închiși. Fără să facă niciun zgomot, s-a strecurat în hambar și a pus cei 3 saci printre cei ai fratelui său. Apoi se întoarse acasă zâmbind, gândindu-se ce uimit avea să fie fratele său a doua zi. Aici îl vedem pe fratele mai mare care s-a pornit să-i facă o surpriză fratelui său mai mic. De dimineață, în timp ce stăteau la masă, femeia îl întrebă de recoltă. Vorbim de fratele cel mare. El a răspuns. Numai 17 saci anul ăsta, dar ne vor fi de ajuns dacă îi folosim cu înțelepciune. Femeia păru nedumerită. De ce doar 17? Zicei că a fost o recoltă bogată. Bărbatul ridică din umeri și zâmbi. În vreme ce familia a terminat de mâncat, femeia se strecură în hambar și se întoarse imediat înapoi. Bărbate, ești atât de istovit încât ai uitat să numeri. Cum adică? A întrebat el. Am fost în hambar și sunt 20 de saci, nu 17. Oi, nu are de unde, nu e cu putință, a zis el. Dar când se duse și el în hambar, văzu că într-adevăr așa era. 20 de saci de grâne. Cum se poate una ca asta? Oare doar am visat?
S-a întrebat fratele cel mare. Aici vedem cum fratele cel mare, împreună cu soția lui și... Câți copii au ei? Ia să vedem. Hai să-i numărăm împreună. 1, 2, 3, 4. 4 copii și un pisic. Stau la masă și mănâncă și discută. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. În seara aceea, după apus, bărbatul, adică fratele mai mare, duse din nou 3 saci de grâne în hambarul fratelui său mai mic. De data aceasta, pentru a nu-și obosi prea tare măgarul, o luă pe cărarea mai ușoară, din vale. A doua zi, îi spuse nevestei că până la urmă n-aveau să fie decât 17 saci de grâne, căci dăduse 3. Dar să nu spui la nimeni, șopti el. Femeia se uită la el bănuitoare. Ești sigur? A întrebat ea. De bună seamă, vino să-ți arăt. Dar când se uitară în hambar, văzură că erau tot 20 de saci. Femeia se posomoră. De ce mă tot necăjești, bărbate? Mai bine spune-mi cinstit, ce se petrece? Iar el, nedumerit, ce-o mai fi și asta? M-au ajuns bătrânețele și nu mai știu ce fac? În cea de-a treia seară, la lăsarea întunericului, porni iar la drum, cu alți 3 saci, hotărât că de data asta să ducă totul la bun sfârșit. Aici fratele cel mare, în cea de-a treia seară, duce grânele fratelui său mai mic. Cum se face că totuși rămân 20 de saci în hambarul fratelui mai mare și unde dispar și cum apar înapoi cei 3 saci, aflăm în cea de-a doua parte. Aflăm ce face și fratele mai mic și care este pilda pe care încearcă regele Solomon să o transmită celor 2 frați. Vă aștept neapărat data viitoare la Povești cu Clounela. Bine v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clounela! Bine ați revenit la cea de-a doua parte a poveștii 2 frați și un oraș. Mai țineți minte despre ce era în prima parte? Am citit prima parte despre 2 frați care vin la regele Solomon să ceară un sfat. Eu zic cel mai bine să găsiți prima parte, să o audiați. Puneți aici pauză, ascultați prima parte ca să vă fie interesantă și cea de-a doua parte. Așa că haideți să ne așezăm comod și să vedem ce se întâmplă cu cei 3 saci, cine îi aduce înapoi și de ce. Noi rămăsesem la cea de-a treia seară în care fratele mai mare se duce iarăși la fratele său mai mic să ducă 3 saci plin cu grâne. Cu 3 zile în urmă, fratele mai mic doar ce-și descărcase ultimul sac când îi viniră în minte copiii fratelui său mai mare, pe care acesta trebuia să-i hrănească. Și atunci el s-a gândit așa. El are nevoie de grâne mai mult decât mine. Știu ce am de făcut. O să mă duc la noapte și o să-i pun câțiva saci în hambar. De dimineață, mare va fi mirarea, dar și bucuria. Când se făcu seara, încărcă 3 saci pe spinarea măgarului. Pe cer nu se vedea nici luna, nici stelele, iar el o luă pe cărarea din vale, ce străbătea câmpul, și ajunse în satul fratelui său, unde se duse, fără să-l vadă nimeni, și puse acestuia grânele în hambar. Mai țineți minte, în prima seară, fratele mai mare s-a dus nu pe drumul din vale, dar pe drumul care venea peste deal. Ați înțeles? În prima seară cel mare s-a dus peste deal, iar fratele mai mic pe lângă deal, pe drumul din vale, da? A
aici îl avem pe fratele cel mic, care duce cu măgarul său 3 saci de grâne. Să vedem mai departe. A doua zi, fratele mic văzu cu mirare ceva ciudat. În hambarul lui parcă erau totuși prea mulți saci cu grâu. Îi numără și văzu că erau 20. Dăduse 3, deci ar fi trebuit să-i mai rămână doar 17. Cum de erau 20? Visase oare că a dus cei 3 saci de grâne la fratele său mai mare? Fu nedumerit toată ziua, iar când se lăsă întunericul, încărcă alți 3 saci pe spinarea măgarului, hotărât să-și ajute fratele. De data aceasta o luă pe drumul mai scurt, de peste deal, descărcă 3 saci în hambarul fratelui său și se întoarse grăbit acasă. A doua seară a făcut invers, da? Deci fratele mai mare s-a dus pe drumul din vale, iar cel mic s-a dus pe drumul de peste deal și iarăși nu s-au întâlnit. Aici îl vedem pe fratele mic cum duce cei 3 saci și îi descarcă în hambarul fratelui mai mare. În dimineața următoare se uită din nou în hambar și văzu că erau câți? Tot 20 de saci! Atunci el se gândi tare, tare nedumerit. Cum e posibil așa ceva? Poate nu mai judec limpede, s-a gândit el. Ei, lasă, ce-o fi, o fi. În seara asta merg iarăși și am să duc 3 saci în hambarul fratelui meu mai mare. În noaptea aceea, pentru a treia oară, porni în sus pe deal către satul fratelui său. De data aceasta era lună plină și cerul nu mai era acoperit de nori. Când ajunse în vârful dealului, îl văzu pe fratele său venind înspre el, cu măgarul de căpăstru. Era de parcă s-ar fi îndreptat către propria sa imagine din oglindă. Aici vedem cei doi frați care se întâlnesc în vârful dealului. Fiecare își duce măgarul de căpăstru și fiecare are câte 3 saci plini de grâne. Și cum spune textul, de parcă se uită în oglindă. Dar pentru că acum afară este lună și cerul înstelat, ei s-au văzut. Fără să-și spună nicio vorbă, fiecare dintre ei înțelesese ce căuta celălalt pe drum. Inimile li se umplură de bucurie văzând de câtă iubire dăduse dovadă fiecare dintre ei. Pe dealul acela dintre cele două sate s-a pus temelia orașului Ierusalim. Iar în locul acela binecuvântat în care s-au întâlnit cei doi frați, s-a înălțat templul cel sfânt. Cu aceste cuvinte, Solomon își încheie povestea. Cei doi bărbați rămăseseră tăcuți și toată lumea aștepta să vadă ce au de zis. După o vreme, cel mai în vârstă își ridică privirea. Frate, zise el, averea tatălui nostru este de acum a noastră, nu a ta și nici a mea, ci a noastră împreună. Frații se îmbrățișară și plecară împreună în bună înțelegere. De atunci înainte, ei și familiile lor au trăit fericiți la oaltă, iar copiii lor nu se bucurau să asculte nici o altă istorioară mai mult decât povestea celor doi frați, spusă întâi și întâi de înțeleptul rege Solomon. În imagine, cei doi frați care au venit la regele Solomon după sfat și care în cele din urmă s-au împrietenit și de acum încolo și-au promis că vor trăi în bună înțelegere. Iar porumbelul care îl vedem deasupra este un simbol al păcii. Dragul meu copilaș, eu sper foarte mult că ți-a plăcut această poveste. Ai învățat ceva foarte frumos. Chiar îți recomand să vorbești împreună cu mama ta, cu tatăl tău sau bunica, bunelul, sora, fratele care sunteți toți acum împreună, să discutați despre ceea ce ați ascultat acum în poveste, ce înseamnă să ai un frate, să te împarți la jumătate, ce înseamnă această iubire între frați și cum voi să creșteți o relație frumoasă între frați, între copil și părinte. Vă transmit multe, multe inimioare, iar dacă ți-a plăcut această poveste, pune chiar acum like, hai, eu aștept.
Deci dacă ți-a plăcut povestea, vreau neapărat să pui acum un like sau inimioară și distribuiți acest video ca să ajungă mai departe, să ducem mesajul de bunătate, prietenie, dragoste și relație frumoasă între frați la toți copiii. Dacă îți place ceea ce fac eu aici împreună cu toată planeta Clounela, dacă apreciezi munca pe care o depunem și îți plac poveștile pe care le asculți, devino Patreonul nostru. Intră pe www.patreon.com/clounela și devino Patreonul nostru. Astfel ne vei susține și ne vei încuraja să mergem mai departe. Eu îți spun la revedere și un salut! Te iubesc, te ador, te pup! Bye!